ești pune picioarul și îți înșură nișul sudii. Iar următoarea melodie se numește Of, bărbatul meu nebun. Și acum îl întreb pe Doamne. Îl întreb dacă e adevărată melodia sau nu, dar nu răspundeți. Acum îmi răspundeți la final. Cel Piticar pentru invitație dumneavoastră, pentru că mi-ați transmis și mie emoție și vreau să vă doresc din suflet sărbători fericite și Dumnezeu să pună așa în sufletul nostru ce cred El că e mai bun pentru fiecare. Frumoasă și talentată, da? Cătălina Rotar, haideți vă rog să o aplaudăm din tot sufletul. Să dorim mult, mult succes în această parte. Cele mai mari trofee și să-ți aduci aminte că în această seară ai încântat sufletele acestor oameni aflați în această sală și te rugăm din tot sufletul să mai vii alături de noi când o să mai ai posibilitatea. Accept de acum invitația dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată și așa cum sper ca dumneavoastră să mă țineți minte, să știți că și pentru mine o să rămână memorabilă seara asta și o să o pun aici în suflet într-un loc de cinste. Vă mulțumesc! Mulțumim din tot sufletul! Mulțumim, Cătălina! Haideți, vă rog, să mai aplaudăm încă o dată! Este frumoasă, este talentată!
Haideți, aplaudăm, vă rog, și pe dansatorii din spatele nostru, ansamblul Floare de Bujor, profesor coregraf Cristian Ostafi. Și mergem mai departe, încă o întrebare mai puteți? Știți cum e, stăm până dimineață? O să cântăm așa, să o facem lată, da? Împreună cu dumneavoastră. Și mergem mai departe cu următorul nostru invitat. Frumusețea și tradițiile acestor locuri ne sunt aduse de un invitat de seamă care spune că harul de a cânta îl moștenește de la mama sa. S-a născut la 4 septembrie 1965 pe coasta Iașului, sau mai bine zis pe dealurile frumoase ale Iașului, într-un sat pe nume Șcheia, din oameni simpli, dar gospodari, 4 copii fiind la părinți, toți cu calități artistice, însă doar invitatul nostru s-a evidențiat, pentru că i-a plăcut foarte mult asta și de mic copil cânta în fața oglinzii, făcându-și microfoane din jucării. Avea o colecție întreagă cu vederi cu artiști de muzică populară, ceea ce pe vremuri nu se întâlnea, și visa că într-o zi va ajunge și el artist. Visul i s-a împlinit. Primele versuri ale unui cântec le-a auzit de la mama sa atunci când aceasta, țesea la război, cânta și dumnealui o îngâna. Primele înregistrări au fost realizate după Revoluție, prin anii 1992 la Iași, cu orchestra Doina Carpaților, cu orchestra Doina Gorjului, cu orchestra Mugurelul, realizator de emisiuni radio la Radio Iași și mai nou la televiziunea Polonia. În prezent, solist profesionist, a născut cadrul ansamblului Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași. Invitatul nostru este unul din interpreții înrăgiți ai cântecului popular moldovenesc, una din melodiile cele mai reprezentative, pe care cu siguranță cu toții ați ascultat-o și ați auzit-o și ați îngânat-o de cele mai multe ori. Haideți să vedem în această seară, oare știe cineva cine a venit să ne cânte? Haideți să primim cu aplauze pe domnul Constantin Bahim! Oare știe cineva? Acum cine va urma? Să rămână, doamna Lili, bine ne-am regăsit și bine v-am văzut pe dumneavoastră. Pentru că mă gândesc pentru dumneavoastră e prima oară aici și să nu uitați că numai aici, pe lângă tratamentul fizic, aveți și tratamentul sufletesc, da? Da. În seara asta sunt convins că ați văzut artiști pe care nu i-ați văzut poate niciodată, în, cum se spune, în carne și oase, așa. Și ne bucurăm tare, tare mult pentru că doamna Lili are grijă ca la fiecare, cum se zice, serie să aveți parte de un spectacol, așa cum nicăieri în țara asta nu mai găsești, pe lângă tratament să aveți și distracție. Eu zic așa, să ne distrăm împreună. Am rămas la urmă, dar nu înseamnă că sunt cel din urmă, pentru că eu vreau acum să fie chiuială veselie și de toate, da? Cel din urmă e cel întâi, da? Să rămână doamna Lili pentru prezentare și poftim la distracție, muzica dăm drumul. Să rămână doamna directoare, oameni frumoși aici la Băile Nicolina. Mai tare, muzica, un pic mai tare. Și mai tare. S-a adunat în măimă, hai, hai, și parul sâmbăt în seara, hai, hai, unde va cânta fanfară măimă, pentru sărbătoare în sat, să nu vină la jucat, ca joli strămoși lăsat, măi. Gospodar, dijițe bune, vremește împreună, ca să facă voii bune, măi, măi. Plăcăi și-o fetili și-și îmbracă străini, mă-mi poate voini, măi, măi. Păi, trompeta și cântă mai tare, clas la noi este rău mare, hai de muzica mai tare, măi. Păi și-o mai chiuieți-o, dă-ți soapii și-a lansat, aici lumea s-o distra, măi. Hai, curaj, curaj!
Hai, hai, și o leacă de mândrie, măi, mă. Hai, hai, da joc, e joc, da joc, pe masă. Hai, hai, să șoasă mâncarea leasă, măi, măi. Să vezi gospodinile, așa să plășitile, și-l joacă paharile, măi. Să mănuță la șaun, lângă șinul și mai bun, să curat ei din prun, măi, măi. Când ai mult să te ferești, fără sfinii să trăiești, cum să nu te înveselești, măi, măi. Băi, los la grab, sănătă sara, frumos mi cânta fanfara, mă-ntrui joc, bată-n vara. Șocului, cu ritmul dobașului, măi! Să ieși, tătășa, papii doba nu lăsă! Hai, hai, hai mândru să-mi de satul meu, măi! Hai, hai, de-acolo mă trași eu, măi! Hai, hai, și-o venit să joc să cânt. Hai, hai, bucuria care-o sunt, măi, măi. Așa-i la sărbătoare, ne adunăm de lumea mare, ne adunăm de lumea mare. Să-i bucurăm, satul drag să nu-l uităm, obișeiul să păstrăm, măi, măi. Ca așa Dumnezeu a dat, și-a lui Isa ne-a distrat, ca cheulit și-am jucat, măi. Dragi urmări de lumea mare, atât că suntem sub soare, mă uitați la sărbătoare, rapid de ridat. Să veniți ca voastră mie, ca un strop de bucurie, unde-i prea-mi veselii, măi. Să mă uitați, cu drag să vă adunați, cu tot să vă bucurați, rapide de vedea. O zi vreau la noi, sat, unde-i mătă s-o adunat, și-o fanfara mea cântat, măi, de șoc! Mulțumesc! Ne apropiem de sărbătorile de iarnă, sărbători mult așteptate, să știți că după dumneavoastră, din câte am înțeles, va mai veni doar o serie și după aia intrăm în sărbători. Ei, și atunci o să vă amintiți cu drag de noi, poate pe o parte din noi o să ne mai vedeți pe la televizor sau poate pe la radio. Ascultați Radio Iași? Acolo am și o emisiune, sper că o auziți cu drag, eu o prezint pentru dumneavoastră. Și pentru că acum suntem așa face-to-face, adică față-înfață, eu zic așa, oare știe cineva ce cântec va urma? Da? Toată lumea știe, da. Deci acum chiar vă invit la dans pentru că voi cânta cântecul meu preferat, oare știe cineva? Vinovată-i dragostea! Așa, toată lumea și toată lumea să poftească la dans! Hai, muzica și să cineva, măi. De ce umblă ziua în sat și stau resemat de gând, e zor și până seara, măi. Oare știe cineva? Vinovată-i dragostea! Cineva, măi, de ce mă trezesc din pat? Mi-e dormit și mi-e mâncat și nu dorm deloc noaptea, măi. Oare știe cineva? Băi, băi, de inima ta! Oare știe cineva? Vinovată-i mândruța!
ceva, măi. Că și popa m-a certat la biserica din sat, măi, cât ei să dura, măi. Oare știe cineva? De iubit nu mă lăsa! Biserica din sat, zic că lumea tot ce-o vreau, mie îmi place dragostea. Mulțumesc! Uite așa cum îi place lumine dragostea, nu? Yes, yes, îmi place. Câți ani aveți? Mi-a plăcut și o să-mi placă. Câți ani aveți? Treaba mea. Nu mi-e rușine să spun. Nu, păi cum? 72. Doamne, arătați iar 60. Mulțumesc! Deci de asta vă place dragostea, când vă sunt în stare. Nu? Și acum, haideți să mai dansăm ceva frumos și toată lumea să vină aici în ring, să nu uităm seara asta. Dimineața m-am trezit, Irlanda din Irlanda, nu mă primenit, Irlanda din Irlanda, azi e mare sărbătoare, Irlanda din Irlanda, gătesc să mă le camare, Irlanda din Irlanda. Șopa plave și neșam, tele-la, tele-la, carta mândră nu mai am, tele-la, tai, tele-la, să șepi mână cu jocul, băi, că atunci șepi jocul. Și-a zis la pașe rătoarii, noi oprim de junghiul schinării, măi, hei, la tot așa frumos în jocul. Tri-la, tai de lila, cum să-mi fac să-l iubesc? Tri-la, tai de lila, dar eu le zic nu și nu. Ai, pati, măi, nu am o. Când mă doare spatele, tri-la, tri-la, și am picat patie, tri-la, tai de lila, să-mi fac casă cu grădină. Ai, să-mi cumpăr din terc mașină. Ai, mașina o durui, și mă-nri nu ai auze. Ai, mașina te duruiești, ai, dar tu nu s-a te iubești. Măriuța lui pasări, tri-la, tai de lila, s-au sudoritat la mine, tri-la, tai de lila, ies la poartă săracal. Ai, bea la Crăciun e în sat. La popa cândă canoane, tri-la, tri-la, stă cu ochii la icoane. Ai, nu știu zău să uită ghini, ori la icoane, ori la mini. Ai, mândru, nu păcătui, mai bine te liniști, când mă rind păcață și... Ai, mai bine așa păcață, nu fii mai urisat! Ate să o am mama mea, tirila, da, tirila, mă șapă și-mi zici așa, tirila, da, tirila, mai băieti e din soare, băi, rămâni ca să doară. Dar eu zic timp este la să te lila, te lila, să te văscurat cu casă, te lila, tai de lila, să am grinit de obor, te lila, te lila, poate-mi cumpăr și un tractor. Băi, ia și-n soare de odată, băi, ia cu fetele echipate, băi, nu te-mi vine și-n tractorul, băi, îți gândește viitor, uite așa și zi așa! Mulțumesc! Ei, așa, da, doamna Lili, se vede că i-ați reparat pe mulți. Da. Mă gândesc că mulți nu putea să jucați când ați venit aici, nu? Deja e a doua săptămână, cred că deja e altceva. Ei, mergem mai departe. Mergem mai departe și v-am spus, este bucurie mare pentru noi să fim în seara asta cu dumneavoastră. Bucurie mare să vă cunoaștem. Bucurie mare ca să vă determinați să mai veniți pe la noi pe aici, pe la Iași, pe la Băile Nicolina. Pentru că aici aveți și spectacole, aveți și tratament. Aveți și mâncare bună, vă împrieteniți, nu? Deja știu că ați făcut multe prietenii. Da, am și oameni dragi pe aici prin sală. Nu vă zic că după aia cereți autografe. Mergem mai departe cu un alt câte. Am bândiță că-ți placă, măi, cel mai mândru satul meu, măi. Cu sută floarii, cu floarii, ai din mână, din fată mare. Ai bândiță din Moldovea, ai bândiță din Moldovea, dar nu o mai disprașuna, ai nu o mai disprașuna. Am dreptate la soba, ai dreptate la soba, ai sună urmă, ai bândiță din Moldovea. Da, s-o bă, 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 s-o bă,
cerșul la din pământ, măi, când m-am întors de la iubit, măi. Și dacă nu faci și poc, o scutur și-o pun la loc, măi. Dacă și la din Moldovia, dar nu am mai scutur în an, am dreptate de-a s-o bat. Doi să mă aud, amințarii ca-n strâmpoți, măi, și-n colțuri fără bănuți, măi, că sunt în așa voltei, măi, dar nu trebuie bani la tine, măi, dar ai țarii din Moldovia, dar nu i-am mai crăchit un an, am dreptat de la s-o bani, vrei să mă aud, am cameșe, am cameșa înflorată, cu un sunt de o mândră fată, o acul când migălești, păi tot la mine se gândești. Dacă mi-eșa din Moldovia, n-am mai schimbat-o un an, am dreptate de-a s-au bat. Hai să mă aud! Hai că mi-eșa din Moldovia, n-am mai schimbat-o un an, am dreptate de-a s-au bat. Să mă aud, așa e așa! Am și șizmi și smulețe de voltei, măi, hai te duc sara unde vrei, măi. Și la crâșmă și la coasă, păi și la goana prevăteasă, dar și zmele de Moldovia, dar și zmele de Moldovia, dar s-o scâr și de-aproape un an, s-o scâr și de-aproape un an, am dreptate de-a s-o bat, am dreptate de-a s-o bat, vrei să mă aud, așa e așa. Portul meu, portul meu din al meu sat, măi, îl îmbrac cum o învațat, măi, mama și strămoșii mei, măi, ai tare să-ți mândru azi de ei, măi. Dar mândre s-a ieli pe mine, băi, mă fălesc în șă de ghine, am dreptate de-a s-o bat, băi, să mă aud, așa-i așa. Ai moldovenilor îi place, băi, n-a frumos o îmbrași, am dreptate de-a s-o bat, băi, să mă aud, așa-i așa. Mulțumesc! Așa cu portul nostru de moldoveni. Numai că eu acum sunt leacă stilizat, așa? Da, mă îmbrac și eu la ițar când știți, noastră. Ce vreau să vă mai spun, adică ce vreau să mai spun, este că admir foarte, foarte mult colectivul de la Hotelul Nicolina, în frunte cu cele două doamne directoare care vă fac dumneavoastră viața frumoasă, dar aș vrea în mod special să salut pe toate doamnele care sunt acolo și care vă servesc și care ne servesc și pe noi și care sunt mereu drăguțe, nici nu vă închipuiți cât sunt de drăguțe. Așa sunt mereu, nu că acum sunteți dumneavoastră. Întotdeauna sunt așa și întotdeauna suntem primiți cu căldură aici și suntem întrebați și răs întrebați. Vreți cafea, vreți ceai, vreți mâncare, vreți prăjituri, vreți... Că na, așa sunt artiști mai răsfățați, nu? Doamna Lili, să știți că mulțumim frumos. Cât stăm noi acolo în culise, nici vă închipuiți cât veselie, voie bună este acolo, pentru că trebuie să ne distrăm și noi acolo, numai dumneavoastră aici, nu? Eu mai am de cântat câte? Două. Apoi, alea două piese eu vreau să rupem dușmelele, sau cinci, în mozaicul ăsta. Da? Rupem? Că după aia mergeți la somnel. Și dacă mergeți la somnel, o să vă pară rău când ați profitat de această seară. Până la final, adică eu voi încheia programul din această seară.
Eu ca artist, pentru că după aia urmează balul. Stângem lumina și se dansează, nici nu știți. A? Atunci. Deci cine ați reușit să vă cunoașteți așa de aproape pe la camerele vecine, deja puteți rămâne să vă abonați aici în seara asta. Deci ce se întâmplă aici sunt lucruri frumoase. Și lăsând gluma la o parte, vreau să vă cânt ceva frumos ca să vă rupeți spingelele. Ia să auzi. Muzica. Băi, sufine, băiatul meu pentru tine. Copilul meu pentru tine, aș face oșii pe nume. Aș muși din zore noapte, numai să ai toate, toate mai tăi. Aș muși din noapte, numai să tot să-mi fii mai tăi. Pentru al meu băiat și am sufletul împărcat, mă. Și-o-i da băiatului meu tot ce nu am avut eu, mă. Vreau să-i fie lui mai bine, să nu suferi ca mine mai mult. Așa-și doresc toți părinții să-și vadă bine puiuții mai mult. Mai fi la bătrâneță să vorbească cu blândețe și că mai ave putere să ne aducă mângâierii. Vorbă duși și alinare să-mi treacă din supărare mai mă. Că deja mai viitoare dacă nu mai s-a datat mai mă. Să nu uiți de-a necomață, să faci mai bine viață, măi măi. Să nu uiți oameni nimic, să ciubești aproape de măi măi. Mulțumesc! Să fie pentru copilașul dumneavoastră. Și acum o să mi-au rămas bun, spunându-vă așa, să aveți sănătate, în primul rând, multă, multă sănătate, că de asta ați venit aici, să aveți bunăstare, să aveți dragoste și fericire în casele dumneavoastră, sărbători frumoase și fericite, urmează o perioadă foarte frumoasă, în care dumneavoastră aveți posibilitatea să vă bucurați de oamenii dragi. Și acest moment prin care ați trecut, aici, la noi, la Iași, să vă rămână întipărit așa în minte, ca pe ceva benefic, ceva plăcut, ceva minunat, și să vă procurați bilete cât de curând să veniți înapoi. Doamna Nele, la cât timp trebuie să vină înapoi? La 6 luni sau mai devreme? La 6 luni. Primiți-vă loc. Promit că mai vin când veniți noi asta, o să mai vin. Și acum o oră frumoasă, deci toată lumea să se prinde în această oră și să ne bucurăm împreună ca să fie așa seara perfectă, da? Muzica și la dans, toată lumea! Și pe asta vă spun, la revedere! Hai la dans! De la moșta mare, printre mele,
meritoare. Să pot una rară, auzând pe fanfare, la minetul sună, trompeta răsună, dar la ei răsăști, ora din Cosmești. Hai, mă! Și când s-a vânătățat-o, mai mă, și să-mi prind un covardu, mai mă, și-așa nu vei mai oprești, mă. Nu se trăiești, fanfara vii la Cosmești, domoșară bachii, s-audi prin sate, cu toți rasuti, ori și patoti. Mai mai, și când s-a vândat satul, mai mai, și să te numai satului, uite mai frunte, stă ca să ne cânte, roba cu baietul și cu clarinetul. Mai mai, satul-i plin de gospodari, mai mai, și de mândri lăutari, mai și cu chiria lăuta vestiți din sat. Și când tot s-a vândă, satirii răsună, din când ai oprești, așa-i la Cosmești. Băi măi, satul-i plin de gospodari, măi măi, și din mândri lăutari, măi. Și aplauze și pentru dansatorii de la ansamblu Floare de Bujor, acești copii frumoși care au stat până la ora asta, dumneavoastră, aplaudați-i! Și pe doamnele directoare de la acest complex minunat, uitați cât de implicate sunt, mai puteți? Da. Sigur? Da. Aș vrea să-l invităm aici alături de noi și pe domnul profesor coregraf Cristian Ostafi. Da, este da? Coregraful este dansatorilor Cristi da. Ostafi. Da, așa. Tot respectul și să rămână mulțumesc tot ceea ce faceți și oferim așa câte o floare și tinerilor dansatori. Vă dorim mult, mult succes pe mai departe.
Haideți, vă rog, să-i aplaudăm pe domnul Constantin Palmin. Pe domnul Cristi Ostafi, aici noi și pe noi, te rog, Cristi, aici să facem o fotografie. Și pe dansatorii de la Floare de Bujor. Le mulțumim din tot sufletul că au fost în această seară alături de noi. Haideți, vă rog, să auzim multe, multe aplauze. Da, mulțumesc frumos! Oricând, v-am spus, procurați-vă bilete că vin din nou. Mulțumesc! O femeie, și ești tu femeie, ești și apă, ești și foc. Încerc și sână, roamă și săvână, ești toate la un loc. O femeie, și ești tu femeie, ești și apă, ești și și mai presus de orice, e o doamnă.
dedicație și pentru domnii din această seară. Ce mare stație, unde se cântă și se bea. Vreau să seară să petrec cu amintiri din viața mea. Am mai făcut
Și mai tare!
Aș vrea, vă rog, în aplauzele dumneavoastră, să mulțumim tuturor invitaților pe care i-am avut în această seară, invitați de marcă. Să-i mulțumim domnului realizator și director al televiziunii tradiționale, domnul Marcel Piticar, care a făcut posibilă deplasarea artiștilor de la Suceava. Haideți, vă rog, să-l aplaudăm. Sâmbăta viitoare o să vă vedeți și dumneavoastră pe postul de televiziune Tele Moldova Plus și aș vrea, vă rog, să-l aplaudăm pe domnul manager Petru Frăsilă, care face posibil ca aceste imagini frumoase să le vedeți și dumneavoastră acasă. Și nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc colegilor mei, fără de care această seară nu ar fi fost posibilă. Și aș vrea, vă rog, în aplauzele dumneavoastră, să mulțumim colectivului de la bucătărie, colectivului de la cazare, bază de tratament, recepție și contabilitate. Vă asigurăm de toată dragostea și de tot respectul nostru. Vă așteptăm cu mare, mare drag aici alături de noi și pentru că sărbătorile de iarnă se apropie așa cu pași repede, vedeți că imediat trece timpul. Vă dorim din tot sufletul să aveți sărbători liniștite, sărbători binecuvântate, sărbători cu pace și liniște, să vă bucurați de cei dragi dumneavoastră și să vină așa un moș încărcat cu de toate, da? La mulți ani vă spunem în avans și multă, multă sănătate și bucurii și sărbători binecuvântate.